Deci, acum a fost confirmat de către colegii de la Floreasca încă un deces, dar nu vreau să zic, vă rog, încă un deces din cauza arsurilor, pentru că primul deces, din păcate, a fost soțul doamnei care a decedat și care a făcut infarct miocardic la fața locului și nu era ars. Deci acolo a decedat din cauza infarctului. De data asta pot să spun că din cauza arsurilor primul deces, care este soția celui care a decedat ieri și care a avut o suprafață arsă de peste 95%. Deci peste 95%, cum v-am explicat și mai devreme astăzi, prognosticul este aproape de zero, dacă nu este chiar zero, din păcate. Deci asta este problema, deci din păcate acest deces, da, se confirmă.